Ceaușescu e cu noi, stați liniștiți, e o altă zi în care se ia lumina pe neanunțate. Este minunat. Dar avem de filmat treburi și o facem pentru Neric. Cum spunea și un vers din Tudor Chirilă, Vama Veche, Hotel Cismigiu. Ne căcăm pentru Neric. Literalmente asta vom face în acest episod. Începem pe întuneric și sper să sfârșim pe lumină, dacă se reaprinde felinarul. Lua vardrecu cu compania voastră de curent electric. S-a făcut așa pe întuneric, pe nepusă masă, într-o căldură excesivă, cum n-a prea mai fost de nu știu câți ani sau poate niciodată în luna ianuarie. S-a făcut 20 ale lunii de iarnă numite ianuarie 2023. 20 ianuarie 2023 vine aici și pe canal cu un bilet elegant foc, o cotă totală întrunită de 19.89 Ceaușescu. 7 evenimente formează bilețelul. Primul dintre ele începe la 3 după amiaza. În această după amiază în care poate vom avea lumină de la bunul nostru Dumnezeu. Înainte de a vă spune cele 7 meciuri ale biletului de astăzi, vă reamintesc că am un grup privat de WhatsApp. Acolo jucăm în fiecare zi 6 bilete. Ăsta de pe canal, pup sus, botezat, și încă 5 bilete. Încă unul scurt, numit pup jos. Ați făcut cunoștință cu ambele variante de joc și ce pot să facă ele în toamna trecută. Și pe lângă astea două scurte, cele 4 bilete lungi deja clasice ale grupului, venirea mormanului, care a fost cotă câștigătoare pe 30 aprilie anul trecut cu o cotă, cât a fost cota? 1293. Biletul triumf, care a adus o cotă de 375 pe 21 noiembrie anul trecut, asta toamnă, că tot ziserăm de toamnă, și chiar biletul cheia, care a dus o cotă verde pe 28 decembrie de 125, dacă ne amintim bine. Ce mai avem acolo? Mai avem maleu, pe care l-am ținut multă vreme aici pe canal, l-am retras doar pentru grup de niște zile încoace, am redecis o redecidere. Vedem ce mai facem pe parcurs. Deocamdată prefer să merg pe varianta asta scurtă, cu, iată astăzi, 7 meciuri, un maximum de 8 meciuri în fiecare zi, cot între 20 și 30. Iată că astăzi avem chiar mai puțin de 20, 19.89. Ceaușismul e în floare. S-o aprinde lumina, Doamne, sau nu s-o aprinde? Dar e bine, și pentru Neric. Exotismul mă incită. Merge și pentru Neric. Hai să zicem aceste 7 meciuri. Așadar, dacă vreți să veniți în grupul ăsta privat de WhatsApp pe care îl dețin, scrieți-mi de grabă la 0745 70 80 08. Acolo vă pot spune pe larg despre ce se întâmplă în grup și care e șmenozeala. Chiar ieri venise un băiat, Daniel, pregătit să intre în grup, și când i-am detaliat că trebuie să joace, dacă vine pe grup, toate cele 6 bilete zi de zi, a zis, mă mai gândesc. Nu știu dacă am să pot să le joc în fiecare zi pe toate și nu vreau să mă angajez la așa ceva. Bine a făcut că a fost conștient, că și-a pus problema, că a cântărit situația și că s-a consultat cu sine însuși și și-a dat seama finalmente că nu e ceva ce îl coafează, ce îl reprezintă și ce îi poate face bine pe viitor. Dacă nu poți să joci zilnic toate cele 6 bilete, nu ai ce căuta pe grupulețul meu vesel. Acolo jucăm zi de zi alături de cei 8 băieți rămași, eu și cu ei, deci 9 personaje, jucăm zi de zi, fără abatere, cu măcar 2 lei, o miză minimă de 2 lei, cele 6 bilete construite de mine în aplicația Superbet. Eu le dau link-urile, ei pariază rapid, îmi trimit capturi doveditoare că au pariat și cam aia e faza toată ziua. Dacă iese vreun câștig, fiecare îmi donează 10% din câștigul respectiv. Cam asta e preparația cu grupul. Detaliat despre ce se întâmplă în grup și care e faza cu el, aveți informații foarte clare și aici în subsolul de clip. Citiți-l atent și vedeți dacă e ceva ce aveți chef să faceți alături de mine în zilele, săptămânile, lunile următoare. Dacă vreți să veniți, gândiți-vă bine și scrieți-mi pe WhatsApp. 0745 70 80 08. Acestea fiind spuse, hai să ne căcăm pentru Neric cu 7 meciuri, 7 evenimente, să facem cota asta de 19.89.
Amicale intercluburi, două amicale intercluburi deschid bilețelul de astăzi. Slovacii de la Slovan Bratislava se duelează cu cehii de la Zbrojovka Brno. Mergem pe 3+. Am văzut și GG pentru meciul ăsta. Puteți să puneți chiar GG 3+. Dacă vreți voi să riscați, eu am mers pe 3+. Cum una dintre surse a recomandat sursele acestui bilet, mergem pe minimum 3 goluri înscrise în tot meciul, over 2,5, over 2.5, peste 2,5 goluri, da? Pe urmă, tot amicali intercluburi între slovenii de la Domžale, cum stau să zic în aplicații, și sârbii de la Kolubara. Mergem pe unul solist, victorie de gazde, câștigă, vezi doamne, slovenii de la Domžale. Să sperăm că nu e jale și chiar iese pronosticul de unul solist. Victorie pentru aceste gazde amicale. Gazde amicale. Ce mai adăugăm pe bilețucul magic al zilei plină de întuneric? Adăugăm niște hockey din Cupa Finlandei. Vasan Sport, autăvăleală cu TPS Turku. Și ne bazăm pe o victorie de gazde sau că aceste gazde vor menține măcar un egal la final de meci. Pronostic 1x. Câștigă Vasan Sport sau se termină meciul într-o mare egalitate. 1x în lupta asta cu TPS Turku. Amicali intercluburi încă o dată pe bilet. Încă un meci amical între SC Vaitz, SC Vaitz cu W și Ezvau Wildon, cum s-o pronunța corect, Wildon, să ne ierte Sfântul Duh. Cert e că sunt două echipe austriece, ne bazăm în acest caz pe gazde. Unul solist în acest meci, vezi doamne, câștigă meciul SC Vaitz, SC Vaitz cu W. Continuăm bilețelul cu un meci din Cipru, prima divizie, Olympiacos Nicosia. Nicosia, Olympiacos Nicosia se duelează cu AEK Larnaca. Mergem pe ceva limitativ și extrem de periculos, să sperăm că se întâmplă așa și nu își vor căra foarte multe goluri și nu vor marca ambele echipe. Nu GG. Nu vor marca ambele echipe. Hai să zicem că se termină vreun 0-0, vreun 1-0, 2-0 sau 0-1, 0-2. Oricum să nu marcheze ambele echipe. Doamne, dă doamne. Am mai avut la un moment dat, cred că nu GG cu Olympiacos, mai devreme săptămâna asta și s-a terminat 1-0 pentru Olympiacos. Sau sub 2,5, nu știu ce am avut. Dar cert e că s-a terminat 1-0 pentru Olympiacos. Să sperăm că pe Cipru să joacă cu puține goluri și nu ne arde taman meciul ăsta. Mare grijă. Sunt meciuri periculoase, negarantate, jucați, cum vă spun eu mereu, responsabil. Ce mai avem în continuare pe bilet? Penultimul eveniment de pe acest bilet al zilei vine din Spania, La Liga. Mallorca se duelează cu Celta și mergem pe marchează oaspeții. Marchează Celta măcar un goluleț. Marchează oaspeții. Închidem biletul de astăzi cu hockey, tot cu hockey, cum am avut pe la mijlocul biletului. Statele Unite ale Americii, AHL, American Hockey League, ne propune duel între Iowa Wild și Milwaukee Admirals. Mergem pe gazde sau egal. 1x. Câștigă Iowa Wild sau se termină meciul într-o mare egalitate în lupta asta cu Milwaukee Admirals. Amiralii din Milwaukee, da? Iowa Wild vor fi câștigători sau mențin meciul într-un egal la final de meci. Cam asta la final de eveniment. Ca să nu facem un pleonasm. Cam acesta este biletul pentru astăzi. Dacă vreți să aflați cele mai sigure, importante, cele mai de bază, da? Cele mai de încredere, două meciuri din acest bilet cu 7 evenimente, vă invit pe TikTok, Vlad Stoian X, sau pe pagina mea de Facebook, Pontul Pariuri by Vlad Stoian, unde vă propun cota de 2 formată din aceste două meciuri, cele mai sigure din tot ce am eu, care iată fac parte din acest bilet pupsus prezentat pe canal zi de zi de o vreme încoace. Vă aștept și pe TikTok, vă aștept și pe YouTube. Vă mulțumesc aici pe YouTube că îmi dați un like și un subscribe.
Comentați în permanență, pentru că un comentariu și un like e tot ce mă ajută să urc clipurile astea în algoritmul YouTube-ului și să devină canalul mai cunoscut. Îmi doresc să vă aduc biletă câștigătoare și să fie de bun augur din ce în ce mai tare tot efortul ăsta, că până la urmă de asta țin canalul. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru prezență, pentru că rămâneți ăștia care ați rămas alături de mine. V-ați mai împuținat între timp, dar asta e, încrederea se pierde pe parcurs, lumea vrea îmbogățire rapidă, n-am ce să le fac. Ăștia care ați rămas, sper că înțelegeți pe ce schemă merg și ce încerc să fac ei zi de zi. Încerc să ajung la o constanță, încerc să ajung la câteva bilete câștigătoare lună de lună, cu cotele astea de 19, 20, 30 și sper să reușesc să o fac. Poate e cu noroc pe ziua de astăzi și ajungem la un numitor comun. Vă aștept și pe grupul privat de WhatsApp 0745 70 80 08 dacă vreți mai multe detalii, dacă vreți să veniți cu mine, cu noi acolo. Ăștia 9, câți mai suntem? 8 plus 1, da? Toate cele foarte bune, o zi minunată câștigătoare și un weekend fabulos, un început de weekend fabulos să aveți. Vedem ce se întâmplă pe parcurs. Nu s-a aprins încă lumina, dar poate se va aprinde cândva. Mai știi? Mai știi? Aș fi vrut să nu fie regizat momentul ăsta și să se aprindă lumina. Dar e regizat. Nu se aprinde. V-am pupat mega extra tare. Ne revedem când ne întâlnim și poate nu ne mai căcăm pe întuneric și lumina revine în sufletele noastre. Cât? 11 minute 26. E de ajuns. Până la 3 aveți timp să faceți bilețelul. V-am salutat. Ne revedem.